Bun găsit, dragilor! Zic că a venit momentul să vorbim puțin și despre actualii concurenți Mireasa din sezonul cu numărul 7, pentru că în ultimele 2-3 zile am vorbit doar despre Miruna și Cosmin și cred că lumea s-a cam săturat să tot audă aceeași poveste. Așadar, după cum ați văzut, au început deja întâlnirile pe nevăzute, chiar de ieri. Primii care s-au întâlnit au fost Roberto și Cătălina, iar astăzi i-am văzut pe Mihai și pe Sabrina la paravan, urmând să îi vedem pe Andrei și pe Andreea. Tocmai ce a fost prezentarea lui Andrei și vreau să vă spun că pe mine m-a impresionat foarte mult. Este așa, la polul opus față de ce am văzut din prezentarea lui Mihai. Mihai este un tip așa plin de sine, arogant, ușor arogant, aș zice. Pare genul de băiat care a investit mai mult în aspectul fizic decât în intelect. Poate mă înșel, dar asta este prima impresie. Iar Andrei este exact opusul. Mi se pare un tip foarte simplu, modest, ambițios și sufletist. M-a impresionat foarte mult povestea lui de viață. Am văzut că și pe fete, pe concurentele, a impresionat foarte mult. E un tip sensibil și sufletist și cred că e singurul băiat care a declarat că nu m-a înșelat niciodată dintre concurenți, dacă nu mă înșel. Eu îmi doresc foarte mult să-și găsească iubirea aici, în casa Mireasa. Sper să aibă noroc și să-și găsească fericirea. Aștept să-mi spuneți și dumneavoastră ce impresie v-au făcut concurenții până la momentul de față.